Primul care a coborât să stea de vorbă cu sindicaliștii a fost senatorul Ion Rușeț. Acesta a fost bine dispus și chiar a glumit cu sindicaliștii. Îmi pare eu că am mult să vă invit în apartament și am puțin pentru Michi. Ce puse-l face ea? Pune-o mă, suză, mă, țin-o suză, ia să văd, așa, așa, țin-o, așa, doare mâna, domnule, să fie, țin-o, la 10 îndoți, țin-o, așa ești filmat, e filmat, băieți. Păi ce, tu veni să mă fluie? Deputatul militaru a avut răspunsuri pentru fiecare revendicare a sindicaliștilor. Acesta nu a plecat din fața oamenilor până nu i-a lămurit. Deci, în primul rând, disponibilizările ca și sindicalist, post-sindicalist și până la urmă și actualmente om al sindicatelor, n-am fost niciodată de acord cu disponibilizări. Iar în ceea ce privește SNLO, cel puțin, dacă de SNLO vorbim, sau vorbim la global și de minerii și de energie, totdeauna disponibilizările s-au făcut la înțelegere între administrație și sindicat. S-au făcut pentru că au fost necesare, iar în ultimii 5-6 ani, aceste disponibilizări n-au constat decât în plecarea unor oameni care au dorit să plece din. Pichetarea s-a încheiat imediat după ce oamenii au primit răspunsurile pe care le așteptau. Ce v-ați aflat astăzi aici? Eu pentru că s-a aprobat niște treburi care trebuie rezolvate, dar până nu vedem cu ochii, n-avem ce... La ce treburi vă referiți? La acoperișuri, a zis că ne rezolvă. Sunt nemulțumit de programul care era prevăzut pentru efectuarea sau construirea termocentralei la Motru, pentru că noi o așteptam ca pe o mană cerească, întrucât avem cărbunele aceia și erau și locuri de muncă. Sunteți mulțumit de răspunsurile primite? Și da și nu. Nu știu dacă ar fi bine folosit termenul ăsta mulțumit. Mulțumit pot să fii în momentul când ele se vor realiza, aceste lucruri. Dar cel puțin din discuția purtată cu cei doi parlamentari, cel puțin ne-au mai dat informații în plus față de cele pe care le aveam. Un vecin de cartier al celor doi parlamentari a plecat însă nemulțumit de la acțiune. Să terminați cu minciune, domnule! S-a săturat poporul ăsta de minciune, domnule! Terminați cu cărețe, terminați cu bocanții de la cariere, terminați cu toate! Deputatul Severus Militaru i-a explicat însă omului cum stau lucrurile. În timpul dezbaterilor, probabil ați observat un vecin foarte revoltat că l-am mințit în ceea ce privește blocurile, acoperirea blocurilor. Ori vreau să vă spun foarte clar, în ultima perioadă, deci acum 2 săptămâni, pentru Motru, cu ajutorul domnului Marcel Hoară, care conduce agenția de dezvoltare a zonelor industriale, în Motru s-au mai aprobat acoperirea încă 17 blocuri. Și unul din blocurile de care vorbim este chiar acesta, pentru care am fost acuzat că nu m-am zbătut. Deci acest bloc se va, și nu numai acesta, unde exact în zona unde suntem, se vor acoperi 3 blocuri.